Asta acum l-ați pus sus pe rampă? Da, acum am primit. Asta e primul picior? Da. Nu o lasă că e foarte bine. Marius, te salut. Salut, Cristi. Uite că vine domnul Dan. Da, am uite aici să curățăm traila, domnul Dan. Așa. Domnul Dan, bună, bună dimineața. Bine ai venit pe la noi. Bine, bine v-am găsit. Vă mulțumesc tare frumos de, de invitație. E o plăcere să ajung la dumneavoastră. Și eu îți mulțumesc de prezența ta aici. Așa, e o plăcere să ajung la dumneavoastră, mă simt foarte bine la dumneavoastră și mă bucur că-l văd pe Marius în acțiune. Marius e un băiat harnic, ambițios. Și priceput. Și priceput. De asta l-a și chemat dumneavoastră, dumneavoastră sunteți un om foarte, foarte pretențios. Vă văd eu. Și încercați să lucrați cât de profesionist se poate. Foarte cuminte este calul ăsta pe rampă. O mai poți pe rampă dintre asta el. Astea cai mai docili. Stai un mânz care acum urmează să facă 3 ani. Foarte, foarte frumos. El din ce rasă? Belgian? Belgian, da. Asta e frate cu iapaia toscă, campioană. Frate și de mamă și de tată din Mateo. Aha. Ce frumos i-a făcut eu conturat acolo. Copii, da. Da. Are și copii de bune el. Da. Da, el a și făcut cum trebuie. Ce copită mare are, mă. Are copită asta. Dacă ar fi să pui potcoave pe el, ce număr ar trebui să pui pe, pe asta? E cam 8 sau 9. Uh-huh. Cel mai mare. Marius, cum e? Opa. Cum, n-are nimica. Cum e când lucri singur? E bine. De fapt, tu ți-ai adaptat... Da. Eu mi-am făcut acum niște sisteme la taladeu. Da. Ridic singur piciorul. Frumos, fără să forțez brațele? Da, că acolo am consumat foarte multă energie. Înțeleg. Și acum la... mi-o consum la curățat. Dacă ai avea o chestie să curețe singur, nu? Da, am eu niște chestii, o să ți le arăt eu. Dar acum nu am la mine, că s-a defectat ceva, am o șmecherie interesantă. Ha? E curățat foarte și mereu ușor. Ocazia asta, dacă te filmezi, da? Caladăul ăsta-l vând. Ăsta-l vinzi? Da. Că eu mi-a cerut cineva să-i fac unul. Da. Și? Și nu mai vine după el. Și atunci rămâi cu celălalt? Da. Acum nu... Fain caladeu. Și observ că ai toate pârghile ajustabile. Da, aici tot e ajustabil și reglabil. Aha. Și te descurci singur. Eu n-am nevoie atâta până bacalul aici, dacă nu vrei să intre. Aha. Dar eu în rest... Da, se vede foarte degajat calul. Da, bergenis. O rasă așa. Mai liniștite. Ai potcovit și cai grei, așa, e cai ușori. Gen, da. Pur sângera, ai potcovit roata. E așa mai drăcuș. Ha? E așa mai drăcuș. Greu sau la potcovit aia? Eu. Ha? Mai bine potcovești unul de ăsta? Mai... Da. Băieții cu cai sport zic că mai bine potcovești de aia. Păi mai, că până la... Până tau eu corona la ăsta roată, ăla e și bătută potcova. Du-te. Păi, dar n-are o copită cât? O copituță de-a mică. Și nici nu îi s-adună, știi? Ca și la ăștia. Frumoasă, frumoasă copitare, fii atent.
mare, rotundă. Domnul Dan, doar e curățat, așa-i? Nu puneți, nu puneți pe față nimica, nu așa-i? Nu. Îi curăț, îi deparazitez intern, extern, aha, numai cu ocazia asta. Super. La cai dumneavoastră cât aveți, să vă apucați numai să le faceți alea, e o grămadă de bani din buget. Să faceți deparazitele numai. Dacă îi avem, trebuie să ne și opinem. Uitați aici, băieți, la Marius, cum face. Atât de relaxant, mă, Marius, să mă uit la tine cum lucri. Nu știu cât e de relaxant pentru tine. Să faci, nu e atât de relaxant ca și să fiu. Și-o mutat biscuitele încoace. Da. O, dragule. Na. Lasă că odată te face. Și eu, înainte să mă apuc atâta, mă uitam și... Cum zici tu, era foarte relaxant. Era relaxant, așa ai? Da. Dar acum nu mai atât de relaxant. Da, am văzut acum, am vrut să-ți trimit, dar am zis că nu te mai deranjez cu, cu fel de potcoveală, cu, cu balamale. Ai văzut aia? Cu balamale? Aha. A, da, nu, aici pe exterior era... A, a, a. Da. Da, era ruptă unghia tare, am văzut-o. Ai văzut-o aia? Da, da, da. Deci e bună treaba aia, bună, așa ai? Sigur, da. Că acolo mai băgat ceva medicament, cred că. Da, și ca să nu intre... Am văzut-o chiar zilele astea. Așa. Poate e aceeași postă. A, aceeași. Marius, dacă ar fi să iei hotărârea de la început, să iei iarăși aceeași hotărâre. Cu cai? A, da, acum că știi cum stă treaba. Ai mai face chestia asta? Mai... Asta bună întrebare, așa e? Sau grea întrebare, cum e? E și grea, și bună, și... Și care-i faza? E, îmi și place, dar... Depinde și la ce oameni mergi. Deci, am înțeles. Depinde multe. Să te înțeleagă, să-i înțelegi. Da, sunt ăștia care ei cred că știu. Ce? Mai mult? Așa? Nu-i vorba, poate corpii care și sunt, cu siguranță sunt. Dar nu, te pune să sudezi colți de 4 cm, te pune să bați nu știu câte vidi. Și? 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 Cum au văzut e pe timpuri. La asta te referi. Da, au tot felul de idei. A? Nu-ți plac ideile? Mă plac dacă-s bun. Da. Acum ai curățat, îl dau în față, finisez. Ai mai văzut tu etapele astea? Da. Dar vreau să zic că e foarte relaxant să te uiți la... La potcovi, da. Da. Păi da. Aia și au multe vizualizări clipurile astea cu potcovi. Și pe dincolo, vezi cât e? Haide-o. Știi de ce au? Că se uită la alții care lucră. Acum finisăm copita în exterior. Da. Dau prima dată cu discul ăsta și după aia finisez eu din raspă mai.
Domnul Dan, el nu a mai fost curățat așa la picioare până acum. O mai fost odată. O mai fost? Da. Aici aș putea să-i fac un crez, da? I s-o opri crepătura, văd că... Ce înseamnă chestia asta, ce o faci acum? Ca să nu mai... Să nu mai continui crepătura. Da, ai ajută ceva. E asta o tehnică? Asta e ulei de motor? Nu e ulei de motor. Păi? Păi nu-i explicat, Stelică. Faza cu ulei de motor. Nu le-ai explicat. Eu nu mai țin minte. Ce le-ai zis? Păi nu le-ai explicat că uleiul de motor conține pilitură și alte chestii. Da? Unii numai ulei de motor văd. Așa au rămas ei setați. N-are nimeni treaba lor. Facă și cu... Asta e ulei de măsline. Foarte frumos, bravo! Primăvara mi-are părul după ei. Când se scutură un pic, mă păr. Deci, Marius, da. Zici că care e răspunsul la întrebarea care ți-am pus-o adineori?
Cu ce? Cu uleiul de motor? Nu, nu aia, nu e aia. A, cu începutul? A, a. Dacă ar fi să... Dacă ar fi să știu care... Să ai ideea de acum și să te gândești ce te-ai gândit înainte să te apuci, când te-ai apucat. Ce-ai face? E greu și să răspund, dar eu aș mai face, că dacă îți plac ai, înțelegi? Începutul e mai greu, până îți faci tu clienții tăi cu care să nu mai mergi la orice cine. Dacă e cazul, eu vând afacerea, nu-i problemă. Cu toate sculile? Cu toate sculile. Dacă este un doritor de ăsta, așa mai hotărât, și clienții dau. Cu tot cu mașina? Cu tot, că orice se cumpără. Azul ăia astăzi. S-a mai apucat încă destul de potcovida. Mă lasă să te apuci ușor, știi? Să continui greu. Ce copite frumoase are frate mine. Știau copite perfecte, nu? Domnul Dan, exemplarul ce-l aveți acum în Caladău, ce nume ziceți care? Cos. Cos? Și l-ați adus expre din străinătate? L-ați adus dumneavoastră? Am adus din Belgia. Ați fost... Am adus mai mulți produși din același armăsar. Deci ăsta e frate cu Daniel. Așa, care o să-l Mateo. Pe care o să-l vedem după ce... Da, și mai am încă vreo trei iepe tot din Mateo. V-a făcut vizită domnul Bexa la fermă aici? Da, a fost pe aici. A fost? Îmi plăcea dacă eram și eu cu dumneavoastră și cu domnul Bexa să vedem ce mai zicea. Ăsta mâns cât are? Ce e acolo? Ăla de sus? Da. Ăla e Capris. Urmează să facă 4 ani. Frumos. E din Ardenezel? Da, e un produs din Igor, care e la stelică. Aha. O să-l vezi. O să-l mai vedem mai bine. De-abia aștept să-l vedem mai bine. Da, hotărât cal așa. Să vede. Puternic să vede. Frumos.
Așa, domnul Dan. Da, domnul Dan. El este? Asta e Daniel. E frate cu armăsarul care a fost venit în Caladău. Așa, Marius, cu el e montația pata mare. Da, mare. Cu Daniel, foarte frumos. Acum îl băgați și pe el pe rampă să-l curățați, așa? Da, și epele mele belgene cu el sunt montate. Așa. Domnul Dan, ce am vrut să vă întreb? Primiți și din exterior? O, prea, așa, la câțiva prieteni. La câte un prieten bun, am înțeles. Da. Calul ăsta, dacă ar fi umplut cum îi umple ăștia, ar fi... Eu... Oricum e uriaș. Dar... Eu nu forajez caie cu nimic, numai cu... Cu ce trebuie? Cu nutrezi, nu le dau cereale, nu le dau nimic. Și sunt libertate la pășune, le mai dau numai iarna, semifân. Foarte, foarte frumos, lăsați-mi un pic așa vreo. Foarte frumos. Are culoare asta. Cât timp are acum Daniel? 7 ani face. Un cal frumos, se vede că e ținut bine. Are și o culoare specială calul ăsta. Are. Pe lângă restul calităților. Aha. Hai să-l băgăm să... O, Daniel! O, tati! Asta e cam cea mai mare copită posibilă. A? N-ai văzut mai mare ca asta? Păi mai mare nu prea. Păi uite-te și tu ca să... Să-ți faci o idee? Cât are așa e... De cât capul meu are copchita aia? Da. Noi o să stăm acum la curățatul la primul picior și apoi cu domnul Danu să mă duc un pic pe la dânsul pe fermă. Și apoi după aia l-am vedea când o să-l scoate din rampă. Când e gata curățat, oricum de păr nu-i să văd copichile de astea. Aha. Că dacă nu-i ridicată copita... Dar fii atent cum mi s-a rupt un pic acolo. O fi dat în ceva bolovan. E greu el ca și cal. Da. Câta presiune pune ei pe copitele astea, așa, domnul Dan? Și ar trebui să curăț și mai des, dar noi curățăm o dată pe an. Oricum, domnul Dan, caii cum sunt liberi ei și ne mai... Și ne mai rod. Și mai mult cresc iarna când nu umblă tot. Când nu umblă. După aia, peste vară, se uzează. În toamnă nu l-a făcut pe el. Nu. N-a făcut niciunul. Frumos stă închingă calul. Văd că pe asta din soate nu s-a lăsat tare. Nu, că pe spate este pe amândouă la picior. Nu știu la cine am văzut, mă, acum, pai de câteva săptămâni, că a pus calul în caladou și l-a ridicat în aer cu totul. Și nu-i bine. Mă sună un prieten. Da, domnul Cristi. Vreau foarte mult, vă aud. Cam întârziam, că trebuie să fie mai repede.
Aici sunt cu Marius, la Podcovit. Vă aude. Este acolo cu el? Da, da, Marius. Și poți să vorbesc eu sau? Da, da, vă aude. Domnul Marius, să trăiți. Să trăiți. Să-mi băiați din Sfântul Dumnezeu, din Sălaj. Așa. La un din 8 km, să nu se pune. N-ai putea vin să-mi curătam 10 cazii curătate. Păi, vă lasă Cristi numărul meu și vorbim noi la telefon, bine? O te rog frumos, dacă poți. Bine. Domnul Cristi, rămâne atunci că vi-l trimit numărul, bun? Te rog frumos să-mi trimit numărul pe mesaj și să-l întreb când să-l mai sun sau... Dar vă sună, îl sun tu. Îl sunați dumneavoastră, domnul... Se mă sune și vorbim. Îl sunați de seară. Bun, bine, bine. Cu respect, domnul Cristi. Sănătate, numai bine, Doamne, ajută-mă. Mulțumesc. Să nu te băbă în față camerei. Uite aici. Ce? Uite, ca la lemne trebuie să... Cum zici? Ca la lemne, când crep lemne. Aha. Fii atent ce interesant, i s-a mutat într-o parte ruptura, vezi? Dar o să o scoți frumos, nu? Sigur. Poate mai sare pe tine. Ce să faci? Dar nu am altă poziție. Știi cum zic? Știi un proverb bun românesc. Știi ăla? Nu știu să văd. Decât să stai lângă unul care lucră, mai bine să stai lângă unul care se... Dar cred că știu despre cine e vorba, că ai filmat-ul ăla. Da, da, domnul Cristi are cai foarte frumos. Și un om gospodar, trebuie să te duci la dânsul. Un om ce merită respect din partea noastră. Te încurc eu aici, da, nu? N-are nimic, nu. Filmez și o copită de belgean. Adevărat. Ai frumos. Și, și docil ca lumea. Cât timp ai clăștele astea cu care lucrezi acum? Asta numai din decembrie, la. Cum îți clăștește? Bun clăști? Da. Am fost în Italia direct la Icara, acolo. Așa, la expoziția de... Am avut ei, cum ar veni, ziua porților de schițe, pe trage. Așa, și de unde ai știut de el? E prietenul ăsta care mi-a făcut atelierul ăla de Podcovit cu forjul. Da. El e în Italia, e stabilit acolo și el mă... informat. Uite. Cu cine ți-a dus singur? Nu, cu Zoli, Podcovarul de la. Aha. Care-i? Am îndoiat, vezi? Ești prezent cu Zoli, stai? Da, sigur. Copil fain, Zoli, anul ăsta. Mai el mai vrea să facă, că ai grei, face numai. De ce, îl doare spăticul? Păi nu. O zis că îl doare un pic spăticul? După vreo 30 de ani de Podcovit. A? Îl și doare. Am înțeles. E sătul el de Podcovit. Păi da. Încep să mă satur eu de. Și de abia te-a apucat, da? Asta nu e o meserie ușor. Dacă ar fi să faci o schimbare, în viața ta ce ai schimba? Știi ce? Medic veterinar. Aia te-ai face? Da. Păi? Păi, bine că șamu, dar nu să mai mă duc să mă scriu la facultate. Dar care-i faza? Doar te muți aici la Cluj, fain? Da.
Da, asta, regretul ăsta, parcă l-am acum, știi? Da, să n-ai regrete, mă. Cum e? Și oricum, mă duc și fac măcar cursul de tehnician. Nu, mă, fă fain. Numai o să ai orele noaptele ai, numai. Știi? Păi cât mai lucru dacă mă duc la facultate? Am mă sună băieții și mă înjură că nu ajung. Te înjură, știi? Eu, da. Ha? Nu, bine. Nu răspund la telefon, mai odată e lucru, nu pot să stau să... Dar trebuie să-mi iau o cască de aia, ca să nu mai se supere. Ca mecanicii? Da. Ha? Eu dacă-l văd pe unul cu cască în ureche, ăla clar e mecanic. Îmi place. Ei, îmi place, nu-mi place, ce-am eu cu casca lui? Păi nu, mă dă pe ăsta. Da. Pe ce... însfri. Pe căști. Da. Lasă când lucrii să lucre liniștit. Sau să mă angajez o din asta. Ce? Să fac o contabilă. Da, să facă programări. Da, ar fi n-aș fi rău. Nu, Cristi, e aproape. Aproape gata? Da. Frumos. Uite, de acolo, dacă nu se curăța calul, îi se rupea mai tare unghia. Ha? Acum mai luăm noi de aici. Nu, dar zic că dacă rămâne așa. Păi... Nu? Frumos, rotund, îmi place, Marius. Dacă ar fi să măsori frumos asta cu cealaltă, după ce le faci, este identice? Păi, dacă calul nu are deformații, normal că eu mă ghidez după, vezi care e aici. Un contur? Da, are o dungă albă. Aha. Vezi? Aha. Și mă cam ghidez. Din exterior eu nu prea iau... E, da, toți au așa, dunga aia. Păi, sigur. Aia e... Nu știu, veterinar știu să explice mai bine. Aha. Normal, și cuile. Ăștia au făcut multă teorie. Și cuile n-au voie să meargă mai, știi, să le bați mai minim pe dunga aia. Aha, aha. Dacă le dai mai în interior? Poți să dai în viu, stai. Daniel. Te ajut. Ok. Sau... Bun. De asta faci cu două zale mai lungă lanțul. Păi la ăștia belgeni văd că trebuie, da? O să fac eu un prelungitor, dar am avut, dar nu știu dacă l-am. A, deci ai prelungitor? Ai prelungitor? Da. Ori l-am uitat undeva sau nu știu ce. Mm-hmm. Hai, Daniel.
Salut! La curățat e important, știi, să rămână aici. Un fel de, ca un fel de rampă. Dacă coboară marginea până jos, să se feriește mai repede, înțelegi? Dacă nu are... Am înțeles. Și... Domnul Danuzu să nu-i finisesc foarte mult aici, că... se slăbește un pic unghia, știi? Dacă nu-i pui potoavă... Da, cam asta-i. Copita. Știi că mai vorbim noi, că asta e partea cea mai faină. Care? Da, tu cu ulei. Aha. Nu se mai vede. Ce? Unghia rupte sau... Era foarte mare, de aia s-a văzut. Uh-huh. Ce culoare asta? E de o palmă. Aici o parte din cai. Da. Vara nu, iarna nu intră niciodată înăuntru. Du-te. Am făcut un adăpost. Ai bun de intrat iarna dacă li fi. Au nevoie de un pic de adăpost. Așa. Și în schimb intră vara. Aha. Să ferească de muscă. Dai cum o să scoți pe acolo un pic. Domnul Dan, ce observi? Nu puteți lăsa cu partea mea în partea asta. Da. Dacă vă rog, atunci să mă tot invers. Zic că domnul Dan, astăzi la dumneavoastră activitate, faceți caii la picioare, îi curățați, de parazitări, treburi, așa-i? Da, astăzi și mâine ne ocupăm de... Pup, e bun aici. De parazitat, de curățat, de pus la pun caii. Bun. Mă duc să scot un pic de acolo afară.
aici au acoperit și în fața afară. Da, aici era primul. Când se duc, se duc toți deodată să bea apă, sau? Nu, uite, acum, de exemplu, sunt două la apă acolo. Aha. O să mărești un pic. Da. Din ce ați făcut halău? Din ceva țeabă? Din tablă. Din tablă grosă. De una jumate. E, dar nu le-ați făcut la comandă, sau? Nu, făcut la comandă. Deci nu, nu ați tăiat o țeabă nu, grosă? Nu, 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 nu. S-a făcut expere frumos. Da. Făcut e să nu se taie cai în ele, așa? Da, te duc, dacă vreau să vezi. Aș vrea să văd. Hai să mergem. Să vină și... Asta mânză de un an? Asta nu, de doi. De doi. Foarte frumos. Asta e dintr-o iapă de la Miuțescu. Da. Mama ei. Da. Din Loici. Nu, din Adiner, pardon. Adiner, foarte frumos. Din Adiner. Mama ei. Și ea e dintr-un ardenez de la al meu, din negru. Negru la frumos ce avea domnul Viorel sau mai are? Da, clar. Asta sunt mânze care fac tot 2 ani. Puteți da ușor înainte să dați locul. Foarte interesant halăul ăsta pe roți. Acum ce să mă pornească. Ce am vrut să vă zic? Că ăsta l-ați făcut la comandă? Sau da, 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 da. Sau, sunt și așa. Sau nu m-ați trebuit la... Nu, asta s-a făcut de la comandă. Sunt... am adus restul fixe. Le-am adus din Belgia. Aha. Da, ăsta pe roți... Asta e făcut un pic mai mare, să încapă mai mulți cai la el. Și intră 2-3 baloți. Frumos și nu se pierde mâncarea pe jos. Nu se pierde. Și dacă trag un pic pe jos, uite, de exemplu, acolo... Acum mănâncă de pe jos. Da. Și dacă trag un pic pe jos, când se termină din hrănitoare, îl adun și de pe jos. La adună. Bună ideea asta cu hrănitoare, așa. Are acoperiș, nu îl plouă. E foarte ușor de furajat ca așa. Și n-ai de curățat după ei că sunt libertate și lor le merge mai bine. Da. Vezi, asta este când le calculezi, când te gândești să fie treaba bună, locul mare. Dacă au căpeste, nu li se pot prinde în alea, observ că nu... Care sunt cu căpeste, acum le montez și de aia nu s-au căpeste. După ce termin perioada montei, le iau căpeste. Da, jos. Nu sunt șanse să se prindă căpețul în ala, așa-i? Păi, ca să fiu sigur că nu se prinde, le dau jos. Dar acum am treabă cu ele, știi, să le montez. Trebuie prinsă, dusă, la montă, dusă. N-aveți nimic de dat din caii dumneavoastră? Nu. Deocamdată așa-i? Nu. Dar am ceva armăsăruș, măi, da. Ați avea? Mai am vreo 3. Cum v-ați descurcat cu ei? Ați dat ușor, nu? Ce ați avut de dat? Da, nu. Am dat toți. Am multe 3. Aici putem. Aici e făcut pe sistem, observ că e făcut pe gaură, cu gaură, și să mută apa dintr-un... Exact, curge apa dintr-un altul, aici curge cum e izvorul. Da, da. Ăsta e debitul izvorului. Curge în continuu. Ăsta nici iarna nu se îngheață, nu? Nu, nu îngheață, niciodată. Dacă e foarte fric, peste sub minus 10 grade, ultimul îngheață. Aha. Puțin, în stradă să fac. Și aici tot timpul apă proaspătă. Ăștia beau mai bună apă ca noi, de la oraș. 100%. Zic. Asta e apă de izvor curată, fără... Nu ai de fapt. Tot un din politică.
M-am gândit că ați făcut-o dintr-o țeavă, dar văd că e făcut un halo profesionist. E făcut profesionist, e făcut de nu se pot tăia ca ei în halo, nu? E îndoit. E îndoit frumos. L-am pus aici pe placă de beton. Nu se face noroi. Nu facă noroi. E bun așa, la înălțimea potrivită. Da, pe înălțimea asta e ca să ajungă și oile. Super, că altfel... Că normal, pentru că ai trebuia mai înalt un pic, că își mai bagă picioarele înăuntru. Își bagă? Își mai bagă, să spală pe picioare câte dată. N-are nimica ca să joacă. N-are nimic, să se limpezește înapoi. Și ca e ca și oamenii, să joacă. Aici adăpăm și oile și trebuie să ajungă. Aici vin și beau pe cumpărul. Asta e acum tot așa la apă. Da. Are vreo să duc la umbră. Fiecare face ce vrea. Exact. Nimeni nu-i primat de ceva. Aici am multe smânze de 2, câteva sunt care fac 3 ani. Și belgeana asta soră cu Daniel. Asta mare? Da, tot din Matreu. Astea alte după ea în sus, sardeneză, da. Sardeneză, știi? Aici sunt 3 belgeni, restul sardeneză. Am înțeles. Cum are și oare o montă cu un alt sardeneză? Acum am făcut montă, uite belgeana asta. Da. Fiindcă e soră cu Daniel, n-am putut-o monta că frați. Da. Și am montat-o cu capris, cu ardeneză. Am înțeles. Asta mare de aici. Da. O să iasă ceva interesant. O să vedem ce combinație să fie. Acum, nu pot vedea că foarte bine că... Uite aici Cristi Smânji de anul trecut, da. Înțărcați din 15 noiembrie. Asta e un armăsăruș care o să facă un an de zile, undeva prin iunie. Cealaltă e o mânzuță care să facă un an acum în mai. Aveți ceva de dat de aici? Da, uite, ăsta e un armăsăruș din cuarț negru. Ăsta ce s-a mutat din coace? Da. Ăsta era un ardenez dintr-o iapă adusă montată de afară. Da. Din Belgia. A fost fătat aici, dar el... Domnul Dan, inițial ardenejii ăștia vor trebui să arate cum arată cel de acolo din spate. Da, da, da. Uitați că acum s-a băgat ăsta mic în față. Deci pe stilul ăla se vor face. Da, 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 ceva în genul ăla. Asta ca să înțeleagă foarte bine cum stă treaba. Da, ăla e un armăsar care acum face 12 ani. Armăsarul? Da. Da. Îi... Din aceeași erghelie din care provine și Igor al lui Stelică. Da. Pe linie de mame îs înrudiți. Provin din același armăsar mamele lor. Și mai am aici un armăsar care urmează să facă 3 ani. Care? Ăla mare? Ăla de jos, da. Așa. Și ăla dintr-o linie foarte bună. Da. Hai că o să vină și el aici. Celălalt are un armăsăruș din față. Care? Ăsta din față, asta da? Primul din față. Da, da, da. Celălalt e mânză. E mânză care e din armăsarul de acolo din spate, fătată aici la mine. Am înțeles. Cea a doua. Nu s-a citit armăsarul aici în același sarc? Nu, 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 nu. Nu are treabă cu... Aha. Cu mânjă, armăsarul adult și cu tineretul. Cât teren aveți aici îngrădit? Sucai ăștia? Un jumate, două. Cam așa, aici e de relaxare. Păi le pun mâncare acolo în hrănitoare. Știi? Și aici o apă. Hai că mă o să-ți dau armăsarul aici. Hai.
Domnul Dan, lucruri de luat în calcul. Animalele relaxate. Da, le place. Liniște. Libertatea și liniște. Nu-i stresează nimeni. Aveți foarte frumos aici cu natură. Ăla e un lucru. Asta e un armăsar de... Urmează să facă 3 ani acum, în iulie. Da, foarte frumos. Și asta e de vânzare. Vi de dat? Da. Frumos, frumos. Ureche mică. Asta l-am oprit pentru mine, dar m-a dus pe capris și acum montez cu el anul ăsta. Da. Ca să nu fiți aglomerat, îl dați pe prietenul. Da, foarte, arată foarte bine. Frumos. Și pe el îl veți băga la curățat, așa-i? Da, toți urmează să-i curăț, să-i deparazitezi. Câți aveți în total acum cai? Eu 50. Oi, oi, oi. Și bagă Mariu 50 de cai? M-am zis că e să încerce vreo 2-3 zile cât reușesc să facă. Am înțeles. Dar eu să mai... O să mai facem și după aia. Ăsta ce pom e? Ăsta înflorit. E curcuduș. Zi, copiile. Asta e tare prietenos. Asta un pic răcit acum. Da. Asta e armăsarul care am montat ultimii 3 ani. Da. Din ăsta și mânjii care am dat la băiatul la Bistriță, la Beni sau cum îl cheamă? Cum? Beni sau? Care Beni? De la Bistriță sau cum îl cheamă? E, dar unde stă el la Bistriță? Care au avut pe Bojan. Ah, gata. Am înțeles. Doi produși din el. L-au dat pe Bojan? Da. Foarte băieți foarte, foarte cum se cade băieții de la Bistrița. Asta face 12 ani acum, calul de vânzare. Deci vă este și el de dat, da? Aveți, da, păi aveți, mânzele care mi-s acolo tineretul din el și i-am adus altul să... Și atunci am montat cu celălalt. Exact. Așa se va întâmpla și cu celălalt armăsar după aia. Bineînțeles. După ce veți avea produs din el. Produs, o să aduceți alt armăsar cu care să renoi sângele. Bine e să nu se consanguinizeze, așa-i? Să nu se facă așa... Păi trebuie evitată consanguinizarea, că... De ce? Păi... E bun că au spațiu ca să alerge. Da, unde să... fugă. O să ferească dacă vreau unde... Aici băgam mânzuța care era lângă, da? Da, da. Domnul Dan, am văzut că ați făcut o operație. De deparazitare? A, așa. Da, acum îl deparazitez extern. Cum știți câtă cantitate i-ați dat? Păi, pe pistol, e reglat. Are pistol reglat, se oprește el? Și uite, acum le pun pentru căpușe. Așa, cum îi zice la asta? Uite, spotinor.
Așa, asta e foarte, foarte bună, așa-i? Da. Mă gândesc dacă îl folosiți dumneavoastră. Da, da. Îi pun pe spate. Ca să nu facă babeseoză, da? Să nu... Să nu stacă pușurile pe ei. A, așa.